special obligații. Prin urmare, azi dimineață am semnat dispoziția pentru demiterea managerului spitalului Colentina. Pentru motive întemeiate de nerespectarea contractului de management și anume asigurarea condițiilor decente, normale pentru toți pacienții. La fel se va întâmpla cu orice manager de spital sau de instituție care nu își respectă contractul, nu își asumă responsabilități și care consideră că poate să facă absolut ce dorește față de cetățeni. Nu pot să tolerez astfel de atitudini. Repet, 6 luni de zile a fost o perioadă bună de acomodare ca să mă cunoască și să vadă că atâta vreme cât toată lumea muncește într-o direcție și le mulțumesc celor care n-au mai dormit de câteva zile sau au dormit foarte puțin și au muncit în frig, în vânt, în ger, în insoare și și-au făcut treaba, unii sunt supereroi. Adică fac ce știau eu, ei de dinainte că se tolerează să se facă. Nu mai merge. Astăzi l-am demis pe managerul spitalului Colentina. Mâine, dacă un alt manager de instituție din acest domeniu sau din alt domeniu mi se dovedește că nu-și respectă obligațiile față de cetățeni, pleacă acasă, așa cum a plecat și directorul RATB.